Sâmbătă, știm cu toții, a apărut hotărârea de guvern 935, moment în care am avut o discuție cu domnul prefect. În prima fază am încercat să ne adaptăm soluțiile pe acea măsură de a scoate comercianții din zona închisă și a amenaja o soluție temporară în stradă, după care, după o discuție pe care am avut-o cu primul ministru sâmbătă după amiază, am găsit și soluția aceasta să deschidem, practic, spațiile închise ale piețelor. Asta înseamnă să eliminăm tot ce înseamnă policarbonatul, să eliminăm anumite porțiuni și din acoperiș, să asigurăm un flux de aer suficient pentru o bună ventilare a piețelor. Practic, soluția aceasta este cea optimă din punctul nostru de vedere, pentru că nu implică o mutare a comercianților, nu avem probleme pe păstrarea stocurilor în perioada următoare. Prin urmare, ieri am fost împreună cu domnul prefect prin piețe, în Dacia, tractorul Bartolomeu, astfel încât să comunicăm și cu comercianții, dar să și validăm soluția pe care am găsit-o tehnic la fața locului. Ieri au fost operate aceste modificări, astfel încât astăzi activitatea din piețe ar trebui să se desfășoare în ritm normal. Intenționez în jurul orei 1 să merg împreună cu domnul prefect într-o vizită prin piețe, astfel încât să ne asigurăm la fața locului că totul este în ordine.